Se vede forma. Încerc să nu trec peste ea, pentru că o să o distrug ce am muncit înainte. Doar mă pierd în acea zonă. Un pic spre rotund. Curăț foarte bine. E foarte important să ai o presiune destul de constantă pe mașina de tuns. Și mișcări puțin spre exterior atunci când scoatem mașina, ca să încercăm să și finisăm un pic această linie. După ce am terminat cu numărul 3, punem numărul 2 pe mașină, pe mare, și mai finisăm încă o dată baza taperului, adică zona asta o mai finisez un pic, am foarte multă cantitate aici, încerc să îmi creez un pic de nuanță mai uniformă aici. Și zona din spate, undeva de la jumătate în jos, încerc cu 2 și cu 2 pe mare, cu 2 pe mic. După care încep să creez zona de 0. Exact pe aceeași formă, pe rotund. Foarte atent cu zona asta, trebuie să păstrăm nuanță. La taper, pentru a putea să facem un contur cât mai definit această zonă. La asta trebuie să fim foarte atenți și zona aceasta. După ce am terminat cu zona de 2, cu trimmerul, ne creăm o bază de 0, după care ne curățăm foarte bine cu trimmerul și cu shaverul, după care începem să pierdem crescător. Și o să creăm un taper very nice. Trimmerul vine după ăsta. El a spus ceva urma. Da. Așa. Nu vreau să urc foarte sus cu zona de 0. Așa vreau să meargă taperul meu, nu vreau să urc până aici sau știu eu. Cam asta o să fie reperul meu până unde o să fac cu 0. La fel și zona de spate. Vreau să aibă continuitate zona de alb de aici cu zona de alb din zona cefei. Degradeul la barbă vreau să fie tot aici, în zona asta, zona urechii. Nu vreau să cobor foarte mult pentru că are o barbă foarte mare și nu vreau să creez senzația de cioc în cele din urmă. Dacă fac un frumoase, dă-i stil mai altfel un pic de ce vreau să fac astăzi. O să merg pe rotund. De obicei, la multe frizuri taper, acest semicerc se face invers pentru conturul din lateral să fie cât mai lung, adică până în partea de jos. Eu vreau să am contur doar în zona de după ureche. Nu vreau să mă duc el foarte jos. Vreau să fie un pic mai diferit, să-l adaptez la frizura pe care vreau să o fac. Fac o jumătate de pas înapoi, verific simetria. Când suntem grăbiți și presați de timp, păi noi frizerii care tundem toată ziua, tindem să stăm foarte aproape de client de multe ori și nu vezi detalii care se văd de la un pas sau doi distanță. Și atunci când îți pleacă clientul de pe scaun, mai vezi defecte, ceea ce nu e ok. Trebuie să încercăm să vizionăm frizura și dintr-un pic de distanță. Să vedem ce nuanță are și greșeli, că se văd greșeli, adică de aproape poate să fie perfect și ai făcut doi pași în spate și vezi că ai spart o nuanță care îți era de mare folos. Repetăm și în față. Putem să ne probăm cu cealaltă parte, ne verificăm ghidul care ne l-am dat pe partea precedentă.
repetăm și, și în această zonă. Foarte atenți, această zonă trebuie să ne, să ne lăsăm păr pentru a putea face un, un contur proeminent. Asta e o caracteristică a frizurii sau a stylingului, a, a taperului în general, a acestui gen, acest contur după ureche. Și și zona din față, dar de ce trebuie să ținem cont pentru o frizură taper originală, acest contur după ureche, cantitate aici, cele două zone de alb. Cu 0 de la mașina de tuns, luăm un trimmer care ia, ăsta de fapt e 2 de 0, l-a fost un 0, cu 2 de 0 până sub linia de 0, de 1 de 0. Foarte atent să ieșim pierdut ca să nu ne rămână linie. După ce am folosit trimmerul, scheletonul, adică 2 de 0, 3 de 0, înseamnă shaver. Curățăm foarte bine până sub linia trimmerului, adică nu urcăm mai sus, ca să ne rămână acel, acele punctulețe unde se formeze o nuanță într-un final. Trebuie să fim foarte atenți să nu dăm până linie ca să nu anulăm această zonă de punctulețe. Pentru că ea face parte din fade-ul nostru și din nuanța noastră. După ce am curățat foarte bine cu shaver-ul, încerc să creez o imagine de ansamblu mai bună, care să mă ajute, și o să-mi definesc conturul. O să-mi fac conturul din zona tâmplei și după ureche, ca să am niște repere. Colțul mașinii, desenez rotund, cât mai aproape de natural, un contur rotund. După ce mi-am terminat conturul, zero mare, o să lucrez cu Babyliss. Acum zona de fade îmi place mai mult pe zona de foarte scurt și o să-mi creez, o să încep fade-ul propriu zis. Acum că mi-am creat cele două zone, știu să nu fiu foarte agresiv cu zona asta și cu zona asta unde am nevoie de contur. O să o folosesc un 1 Icon, grătarul numărul 1, adică de 3 mm, și o să mai iau încă o fâșie mică pe care o să-mi o pierd. Pierdutul destul de scurt ca să rămână cât mai multă nuanță de, de negru. Două zonele paralel, adică m-am dus aici o jumătate de deget, la fel o să mă duc și aici, dacă aici mă duc un deget, la fel mă duc și aici. Practic se oglindesc cele două fade-uri. După ce am terminat ghidul de 1, am pus pe 1 pe mare și mi-am creat un ghid un pic mai sus. Deja l-am făcut. Acum cu 0.5 îmi curăț mai bine. Cu 0.5 jonglez între 0.5 pus pe mare și pe mic. Jonglez pe, cu el, pe punctulețe, pe detalii. La urmă, după ce o, acum e ok în mare. Când o să mai vin pe detalii, când o să încerc să-i fac și styling-ul, o să mai detaliez încă o dată toată tunsoarea și atunci o să mai scot eventual puncte cum e acesta de aici,
acolo un pic și să văd cum, ce mișcare are și părul, poate un pic cu vârful forfecii sau cu forfeca defilat, o să încerc să mai netezesc un pic tăsoarea per total. Dar o bază care e creată corect, se lasă odată în pace și după ce ai un ansamblu per total, per toată frizura, atunci mai faci alte detalii. Că altfel riscăm să stricăm tonsoarea. Pentru că vedem un pic de diferență, de nuanță, dacă nu, ai ochi de frizer și nu numai, se văd diferențe de nuanță foarte mici în unele zone și riscăm să stricăm dacă ne axăm foarte mult pe ele acum. Lăsăm în pace, trecem la pasul următor, ne terminăm tonsoarea, după care mai facem încă o dată detaliile. Pe cealaltă parte, aceiași pași, făcuți cu strictețe. În zona din spate, am făcut exact același lucru ce am făcut și la perciune. Adică, am pus zero mare, m-am dus o fâșie cam din centimetru. Deja am făcut și am curățat foarte bine între 0 și 0 mare. Adică mi-am făcut pierdută acea linie. Acum pun 1. O să merg ușor pe linie cu 1. Ușor crescător, exact pe aceeași formă, semi-rotund. Unul pe mare. Practic îmi netezesc linia pe care am creat-o. O șterg. Se zice că tunsul e arta de a desena fără radiere. Cu 0,5. Am pus grătarul de 0,5 pe mașină, mai fac un finisaj pe punctulețe între zona de 0 mare, 1 și 1 pe mare. Adică doar finisez, detaliez anumite punctulețe, defecte. După ce mi-am terminat zona de fade, încerc să mai finisez un pic zona de tranziție. În stilul meu, mie-mi iasă mai bine așa, o să o finisez direct cu forfeca de defilat. Nu am foarte mult de luat, doar zona de vârfuri o netezesc un pic, ca să mi se pătrundă foarte bine cu zona aceasta de negru. Corect sau incorect, ăsta e stilul meu. Mi-am netezit zona de tranziție, am mai făcut câteva retușuri pe contur și cam atât. Basic-ul, forma de bază, cea care am făcut-o prima dată, doar am mai netezit un pic zona de tranziție. Acum o să ne apucăm de, barbă. Să